Târgurile de la Dobrem, Bolintin și Călugăreni au fost luate cu asalt de autorități în vederea depistării faptelor de comercializare ilicită. În acest sens, săptămânal, polițiști, jandarmi și medici veterinari efectuează controle în sistem integrat în vederea asigurării siguranței alimentare a consumatorului. Așa s-a întâmplat și duminică, când peste 40 de operatori economici și persoane fizice au fost controlate de organele de control. Pentru protejarea populației împotriva actelor de comerț ilicit, în această perioadă premergătoare sărbătorilor pascale, polițiștii au acționat în sistem integrat cu medici veterinari și jandarmi în târgurile săptămânale de la Călugăreni, Bolintin și Dobreni. În perioada următoare, premergătoare sărbătorii pascale, polițiștii vor intensifica controlele, în special la comercianții cu produse alimentare. În urma verificărilor de duminică, organele de control au confiscat peste 400 de kilograme de carne de porc, peste o tonă și jumătate de cereale, aproape 1000 de kilograme de legume. De asemenea, au fost confiscate și 363 de kilograme de lactate și peste 200 de ouă. Celor care nu au respectat prevederile în vigoare, le-au fost aplicate amenzi a căror valoare se ridică la aproape 35.000 de lei.